Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc așa mai haios un pic din perioada când eram arestat în Germania. Am fost arestat mai mulți ani în Bavaria germană, în sudul Germaniei, cea mai bogată regiune din Germania, unde normal că am stat și cu prostime, cum să zice, am stat și cu vedete, și cu mafioși, și cu teroriști, lume pestriță ca la pușcărie, înțelege? Până și cu un canibal am stat, da, se mai întâmplă și astea. În celula în care mai târziu am stat eu, șezuse înaintea mea cu câteva luni un canibal care o mâncase pe Fisa. La nem știu că s-a întâmplat două, trei cazuri de-astea, Doamne ferește, da? Asta e, nu știu cine e vinovat, dar se întâmplă și astea. Pârnaia de care vă povestesc e pârnaia de la Straubing, cea mai urâtă și cea mai faimoasă în toată Germania, că și când plecam pe cursă de la Straubing la Dortmund sau în altă parte în Germania, mă întrebau gardienii, domnule, chiar așa nasol la Straubing? Zic, da, domnule, cea mai urâtă, cea mai sinistră. Era o pârnaie de vreo 1400 de oameni, era așezată pe vreo 4-5 hectare de teren, să zic așa, foarte mare. Avea două case, se numea casa 1, casa 2, care erau în formă de cruce, un fel de două cruci lipite. Era după aia casa 3, un fel de fortăreață mai lateral, așa aproape de zidul exterior, unde acolo era psihiatria. Deci cine bascula sau cine lua razna, cine lua pe pereți, la bătăi, nu știu ce, îi ducea la casa 3 să le dea faimoasa beton șprițe. Beton șprițe pe românește înseamnă injecția de beton. Asta e o rămășiță a guvernului lui Hitler și a dictaturii lui Hitler, se folosește și astăzi în Germania. După aia o să vă povestesc și despre tortura albă, adică izolarea până nu mai poți, până nebunești deja. De la 5 ani încolo nebunești dacă stai singur izolat. Deci erau două case mari, erau casa 3, casa de psihiatria, și era încă o clădire unde era spitalul, aia era separată de cele două case. Vă dați seama cum e Germania, cum era și atunci, cum e și acum, din toată lumea, pușcăria era cosmopolită. Bineînțeles, majoritatea erau nemți, dar erau și palestinieni, și libanezi. La început eu am fost singurul român cu doi sași din România, care unul mai vorbea românește, unul nu. După 89 au început să vină mulți români, în general, cam toți care au venit acolo aveau crime și, în general, ieșiseră din pușcăriile românești, intraseră în pușcăriile germane. Doamne ferește, dar asta e, unii se obișnuiesc, să știi, nu-i mai duce capul sau intră într-un fel de transă de asta negativă care îi duce tot timpul la pușcărie, nu mai știu să-și mai găsească drumul în viața de toate zilele și societatea îi respinge, dar cred că și ei nu-i mai ajută sau undeva sunt căzuți interior, să prăbușește ceva în interiorul lor. Deci hai să vă spun așa o parte din personalitățile alături de care am făcut pușcărie acolo până când am evadat la sfârșitul anilor 80, am evadat împreună cu italian, o să vă povestesc. Prietenul meu cel mai bun era un terorist de la fracțiunea Armatei Roșii, Rote Armee Fraktion se numește în germană, Bernard Rösner. Să vă explic cum a fost după al doilea război mondial. Generația de copii germani care prin anii 65 aveau 20 de ani, 23 de ani și-au dat seama că părinții și bunicilor au stat ca niște oi și au fost terorizați de gașca lui Hitler, de Partidul Național Socialist al oamenilor muncii, NSDAP, cum se numea, din Germania, și au fost un fel de revoltă interioară și exterioară. Bineînțeles că au fost și un pic manipulați, bineînțeles că prietenul meu, Bernard Rösner, când îi spuneam că România e o pușcărie, toată țara e o pușcărie, nu mă credea, pentru că ei credeau că în comunismul ideologic văzut de departe, deci cu naivitate, fără să ai habar ce se petrecea în spatele cortinei de fier.
când i-am spus că am fost torturat de securitatea lui Ceaușescu, nu-i venea să creadă. Zic, băi frate, e chestia adevărat și eu am scăpat cu viața. Alții au fost împușcați la frontiera română-iugoslavă și lăsați acolo să putrezească doar pentru că vreau să fie liber. Alții au fost torturați și omorâți la Sighet, la Pitești, la Gherla, la Aiud, la Poarta Albă, la Periprava, în Balta Brăilei. Deci o atrocități care s-au făcut în România și în țările comuniste s-a întâmplat rar. Cred că în unele momente au depășit atrocitățile făcute de Hitler sau și de Pol Pot, de exemplu. Bernard Roesner ce făcuse? Fusese un membru al comandoului RAF care în 1974 s-au dus la Stockholm în Suedia, unde am fost și eu acum un an jumate, au ocupat ambasada germană, i-au luat pe toți ostateci, inclusiv pe ambasador, pe atașatul militar, cel cu chargé d'affaires, atașatul cu afaceri, au dinamitat toată ambasada și le-a dat ultimatum Suediei și implicit Germaniei să libereze 20 de tovarăși de-ai lor care erau arestați în pușcăriile germane. Ce s-a întâmplat acolo nu o să știi niciodată, cer că atașatul militar, care bineînțeles era și un spion, a fost împușcat, au mai fost împușcați doi membri ai ambasadei, la un moment dat Karl-Heinz Delvo, care n-a fost atent, a mânuit nu știu cum o grenadă, probabil că i-a scăpat de mână și a bubuit, l-a făcut bucăți, a mai rănit și pe alții pe acolo, și ostate și teroriști. Până la urmă a sosit GSG 9, e trupă antiteror specială din Germania, care a fost după aia în 89, a fost trimisă și la Rusie vis-a-vis de Giurgiu aici în sudul României, ca să intre de acolo să-i ajută pe puciștii care au dat lovitura de stat în România. A venit GSG 9, băia deja dătuse al doilea ultimatum, la un moment dat când a explodat bomba aia, grenada în mâna lui Karl-Heinz Denvo, GSG 9 au crezut că ea începe să arunce toată ambasada în aer și au atacat. A ieșit acolo infernul pe pământ, se trăgea din toate pozițiile, GSG 9 trăgea, teroriștii trăgeau, a fost un masacru, acolo probabil că o parte dintre ei au fost și executați la grămadă, știți că nimeni nu verifică astea, camerele se deconectează și se face execuții acolo și așa se practică. Până la urmă au murit cam toți teroriștii, prietenul meu Ben Roesner a avut noroc, a prins un glonț în nervul de la piciorul stâng și trăgea puțin piciorul stâng. A fost și el ținut după aia la izolare mai mulți ani, nu știu dacă nebunise sau făcea pe nebunul ca să scape mai repede din pușcărie, dar țin minte că uneori el ședea la parter, că mă duceam mereu pe la el, pentru că teroriștii de la fracțiunea Armatei Roșii aveau simpatizanți, știi, și ei le veneau la vizite, femeile îl vizitau, le trimiteau pachete de Crăciun, de Anul Nou, le trimiteau teancuri de reviste și ziare, că aveai dreptul să te abonezi la 2-3 reviste și, nu știu, la 5-6 ziare, dacă aveai bani, bineînțeles, și mă duceam mereu la el, la prietenul meu Berg, și îmi dătea teancuri de reviste Stern și Spiegel, adică Steaua și Oglinda, da, cele mai interesante social, politic, cultural din Germania și acum mai există, și îmi dădea teancuri de ziare. Vă dați seama, la pușcărie era mare plictiseală. Prietenul meu, Ben Roesner, mă alimenta tot timpul cu ziare și reviste pe care el nu mai citea. Era și un pic dus cu pluta, dar totuși m-am înțeles bine. După aia o altă personalitate, era tot un coleg de-a lui de la fracțiunea Armatei Roșii, Rote Armee Fraktion, Ralf Heisler. Ralf Heisler trecuse din Germania în Elveția și la un moment dat a fost descoperit de Vameș și ca să-și libereze calea de fugă a împușcat doi Vameș elvețieni și a scăpat, dar l-au prins mai târziu și l-au condamnat la închisoare pe viață. Rolf Heisler era prieten cu un sârb care îl chema Dieter, tatălui sârb, mama lui nemțoaică. Cine era Dieter ăsta? Era celebru personaj care l-a răpit pe băiatul miliardarului Dr. Oetker, care are afaceri și în România, dacă ați văzut prafulețele alea de cop, cozonac și Dr. Oetker. Ăla l-a urmărit pe băiatul miliardarul ăsta care era student la München, a văzut ce obiceiuri are, când vine, când pleacă, pe unde ia, ce face, și la un moment dat i-a pus pistolul la tâmplă și l-a luat ostatec.
El a făcut niște greșeli catastrofale, dar totuși i-a ieșit pasența, numai că nu s-a ales din nimica cu toți banii care i-a primit ca răscumpărare. Deci a pus pistolul lui băiatul lui Dr. Roetker la cap, l-a dus, l-a băgat într-un microbus Volkswagen, l-a legat la mâini și la picioare și s-a dus undeva unde avea el un loc de acolo și a de ascuns. L-a conectat pe ăla, el era electrician de meserie, l-a conectat pe băiatul miliardarului la niște aparate electrice și cum trăgea ăla de mâini sau de picioare ca să scape din chingile alea, îi băga curentul masiv și până la urmă se lăsa pe gubaș că era curentul prea puternic și îl nenorocea. Dieter ăsta s-a dus și a dat anunț, nu știu cum a făcut, a cerut 20 de milioane de mărci, era o avere în anii 70-20 de milioane de mărci, era cam vreo 30 de milioane de euro astăzi. Deci s-a dus, făcuse deja de la început o greșeală catastrofală. Închiriase sau cumpărase microbuzul la Volkswagen pe buletinul lui adevărat, deci o prostie. Trebuia să fure un buletin și să cumpere mașina cu buletinul fals. El a cumpărat cu al lui, dar tot târziu a descoperit asta. Deci omul s-a dus, nu știu ce, până la urmă a reușit, a fost așa de deștept că i s-a făcut plata, probabil un sac, doi sau bănuiesc că doi saci de bani, cam așa trebuie să fie la 20 de milioane de mărci, dacă era un bancnotă de 500 și de 1000 de mărci, cred că erau vreo doi saci, maxim trei. Deci a reușit să ia, a fugit cu banii, dar tot nu l-a lăsat pe la liber, l-a mai ținut câteva zile și ce a făcut omul? A făcut o prostie, după mine, catastrofală. Tot bănetul la 20 de milioane i-a băgat în niște saci de plastic și a îngropat într-o grădină. Pentru mine o prostie, trebuiau băgați în borcane cu capace de plastic, acolo nu intră viermi. Pentru că la un moment dat a mai făcut o greșeală la suma aia imensă care o luase 20 de milioane de mărci, trebuia să ducă prin Germania, prin toate orășele, la München, la Frankfurt, la Hamburg, la Düsseldorf, la Dortmund, și arunca în fiecare cutie poștală în cartiere de fomiști, arunca câte 1000-2000 de mărci în bancnote mici și banii își pierdeau urma, că erau prea multe urme de urmărit și nu mai făcea față poliția. El, fraierul, nu știu cum, până la urmă l-au depistat și avea o bancnotă din aia care poliția avea seria lor, banii care se plătise răscumpărarea, l-au prins cu o bancnotă de aia în mână. A zis el că nu știu ce, că o fi copățit, dar deja era bizar, știi? I-au dat 17 ani de pușcărie, ăla băiatul Dr. Roetker, ori rămăsese puțin damblagiud în picior, ori făcea circ, oricum i-au dat 17 ani de pușcărie, era acolo cu mine la Straubing, era un pic cu nasul pe sus, doar cu teroristul ăla, cu Ralf Heiser, să înțelegea bine, mânca cu el, nu știu ce. E, ce s-a întâmplat asta? 17 ani la pușcărie, când a ieșit afară, viermii mâncase banii, aia 20 de milioane de mărci, vă dați seama, îi mâncaseră viermii. Tatăl lui băiatul a răpit, miliardarul Dr. Roetker, făcuse presiuni contra băncii germane și schimbaseră bancnotele. Bancnotele de 500 și 2000 de mărci se schimbaseră și el acum nu mai putea să schimbe banii aia în Germania, se mai putea schimba doar în Israel și în Argentina. El a ieșit afară și a mai luat un fost camarad de pârnaie să-l ajute, a început să sorteze banii aia, care majoritatea erau mâncat de vierp la margini, deci o catastrofă și o prostie îngrozitoare. Până la urmă, știți cu cât a rămas în 20 de milioane? A rămas cu maxim 150.000 de mărci, deci cu niște alune și a făcut și 17 ani de pușcărie. Au arestat-o și pe nevasta lui, a făcut și ea vreo 2-3 ani de pușcărie ca virgulă complice. Colegul ăla, camaradul ăla de pușcărie care l-a ajutat să sorteze banii, cred că i-a mai furat și ăla din bani, până la urmă s-a dus la Londra cu niște bani, cât a putut să mai salveze de acolo. S-a băgat cu niște polonezi, nu știu ce s-a întâmplat, că ori l-au dat ăia în gât, ori a greșit el cu ceva, l-a arestat și englezii, a mai făcut și în Anglia vreun an și ceva de pușcărie, deci camarazia a făcut o chestie care
cu niște greșeli de început, a scos totuși 20 de milioane de mărci, din care nu s-a ales decât cu maxim 150.000 de mărci, a băgat și 17 ani de pușcărie la zi. Să-mi ziceți voi părerea voastră, dar mie mi se pare o prostie imensă să reușești să iei 20 de milioane de mărci, să nu te alegi de nimica, cu nimica de ei, să faci și 17 ani de pușcărie, mi se pare o prostie imensă. După aia, la un moment dat, am fost mutat pentru că mama mea, fiind adventistă, știți că adventiștii se numesc între ei frați și surori. Și mama mea avea o fata unei adventiste, dar ei care se măritase cu un neamț de origine română, și am dat o drămătușe și m-am mutat 6 luni de la Straubing, lângă Dortmund, la Berl. Tot o pârnaie de maximă siguranță. Pe cine credeți că am întâlnit acolo? Tot un terorist, Klaus Fee, Vieh pe românește, de la mișcarea 2 iunie de la Berlin, pentru că în anii 60 erau mai multe mișcări revoluționare de stânga în Germania, Rote Armee Fraktion, Fracțiunea Armatei Roșii, mișcarea 2 iunie de la Berlin, celulele revoluționare țele, de cam predeprin toată Germania, erau mai multe grupări de stânga teroriste. Klaus Fee fusese membru în mișcarea 2 iunie de la Berlin, pe undeva ori fusese trădat, ori a făcut greșeli, era arestat. Și surpriza mea, pe cine am cunoscut acolo? Pe mâna dreaptă a lui Carlos Chacalu, celebru Ramirez din Venezuela, celebru terorist în anii 80, numit Carlos Chacalu, după cartea lui Forsyth, Ziua Chacalului. Un terorist mai boem, așa, cu țigări Havana și cu eșarfe de mătase, știi, și îi plăcea să se dea mare la gagici. Dar mă rog, fiecare cu ale lui. Johannes Weinrich fusese mâna lui dreaptă. Când l-a cunoscut în taberele de pregătire de prin Liban și Iordania, Carlos Chacalu era și el la începutul carierei teroriste. Făcea parte din mișcarea lui Abbas, un celebru terorist de la PLO, Mișcarea pentru Liberarea Palestinei. Și a făcut ucenicii acolo, l-a cunoscut pe Johannes Weinrich, care după aia a devenit mâna dreaptă. Johannes Weinrich era cuplat cu o nemțoaică de DDR, Germania Democrată, Magdalena Kopp, care era amanta lui. După aia, pentru că i-a plăcut lui șeful, Carlos Chacalu, i-a pasat-o și a avut un copil sau doi cu ea. Târziu, după ce i-au prins, Magdalena Kopp, care era în Venezuela și trăia la socrii ei, cum ar veni, s-a aranjat prin ambasada germană cu Germania, a depus mărturie tot ce au făcut ea împreună cu Carlos Chacalu și cu Johannes Weinrich, pentru că a trâmbițat și a dat pe goarnă totul, au lăsat-o liberă, s-a dat o pedeapsă cu suspendare, înțelegeți? Johannes Weinrich mi-a povestit celebrul atentat din anii 80 de la postul de radio Europa Liberă de la München. Carlos Chacalu nu mai avea acces în țările astea, Libia, Liban, Siria, Irak, i se cam închisese porțile și își făcuse cartierul general la Budapesta, în Ungaria, cu Johannes Weinrich, cu Magdalena Kopp, cu Bruno Breghe, un elvețian care la un moment dat a dispărut într-o croazieră pe Marea Mediterană, se pare că a fost aruncat de pe vapor și nu s-a mai dat de urmă până astăzi, cu Ali Arabu, cu niște belgieni, era o gașcă pe care și-o formase Carlos Chacalu. Ei trăiau mai mult la Budapesta, unde bineînțeles că erau urmăriți pas cu pas și filați de serviciu secret maghiar, bineînțeles că prin ei știau și rușii ce se întâmplă, dar le convenea. Când ungurii au zis să-și ia papucii, a venit și s-a instalat la București în casele secrete ale securității. Ceaușescu, pe care îi se lăudase Carlos Chacalu de către generalul Pleșiță, șeful securității în vremea aia, l-a însărcinat, i-a dat nu știu câte milioane de dolari să facă un atentat, pentru că Ceaușescu nu-i suporta pe aia de la Europa Liberă, care de fapt spuneau ce se întâmplă în România și erau foarte bine informați. Acum știm și noi ce se întâmplase. La Europa Liberă, mai mulți redactori, printre care și ministrul actual al României la Berlin, erau cârtițe ale securității, dar începuse deja globalizarea mondială înainte de literă și americanilor le convenea. De ce?
ăia, cârtițele alea de la Europa Liberă, îl tocau pe Ceaușescu și asta era intenția puciștilor din 89, ca să-l despartă pe Ceaușescu de poporul român, să-i arunce tot în cârcă ca să scape ei după aia, să poată să-l împuște ca să scape ei nevinovați, să zică ăsta a fost criminalul, trădătorul și noi suntem ăia buni, deci băieții răi, băieții buni. Johannes Weinrich mi-a povestit cum a fost atentatul de la München. Carlos Ceacalu, cum v-am zis, venise de mai multe ori în România, îl cunoscuse și pe Ceaușescu, îi plăcea România, îndrăgise poporul român, că și noi și venezuelanii suntem popor latin, ei de limbă spaniolă, noi de limbă română. Și când i-au plătit banii aia securitatea să facă atentatul, Weinrich îmi povestea că de fapt Carlos Ceacalu, pentru că îi cunoscuse pe români, avea un fel de simpatie și pentru Ceaușescu și pentru România și pentru poporul român, n-a pus bomba la secția română cum era însărcinarea, ci a pus-o sub secția cehă. Bineînțeles că a bubuit totul acolo, vreo 4.000 de ferestre s-au dus pe pustiu, câteva mașini au zburat prin aer, câțiva de la secția cehă au fost răniți grav, dar n-a murit nimeni. Și aia de la secția română au tras o spaimă soră cu moartea, că erau mai mulți redactori și speaker și nu știu ce personal acolo, cei care erau cu tehnică acolo, au tras o spaimă soră cu moartea, dar Weinrich mi-a spus că Carlos Ceacalu le-a dat ordin să nu pună la secția română, să o pună la secția cehă. Deci, camarazi, v-am spus o parte din teroriștii care i-am cunoscut în pușcării, hai acum să vă spun și partea mai pe criminală, să zicem așa. Între cei care am cunoscut acolo și mi-a rămas o amintire plăcută, a fost un sloven, Bojan Pogačar. Omul ce făcuse? Avusese un scurt circuit, era însurat cu o nemțoaică, avea două fete și un băiat, fetele lui jucase naționala de handball a Germaniei, el avea două magazine de electronice la München, în capitala bavareză. La un moment dat, fiscul i-a luat niște bani, s-a enervat, s-a îmbrăcat în femeie, a luat un pistol, s-a intrat într-un garaj subteran, îl pândise pe un milionar, zice, îi pun pistolul la cablul ăsta și îl jefuiesc. Ce s-a întâmplat acolo, nu știu, se pare că ăla, milionarul sau ce era ăla, a dat comătură și l-a lovit pe pistol și glonțul a plecat în jos și de jos a ricoșat în corpul ăla și după 2-3 zile a murit ăla. El a fugit, nu-l prinsese, era mascat, era îmbrăcat în femeie, nu, dar l-a mâncat în tălpi la Crăciunul următor, când toată lumea trăgea cu pognitor, cu pistoale, nu știu ce, el a tras cu pistolul ăla, pistolul crimei a tras în aer. Vecinul lui era un polițist, un șef după la poliția bavareză și a dat seama că ăsta a tras cu un pistol adevărat, nu de la cu orb sau cu, eu știu, cu aer. Și a făcut denunț la colegii lui, i-au venit ei, a găsit pistolul crimei, l-au legat. Omul era foarte inteligent, era specialist pe electronică. În momentul când era la Stadelheim e pârnaia de la München, unde am stat și eu, unde am încercat să evadez și nu mi-a reușit, dar mi-a reușit după aia la Straubing, de la maximă siguranță. El când era acolo la Stadelheim, aveai voie să primești tranzistoare așa micuți, niște radio de alea micuți cum era, să mai găsești și acum pe la obor. El a cumpărat, că puteai să cumperi de la alt deținut, putea să te aducă nevasta sau copiii 1-2 și puteai după aia, dacă aveai tabac și cafea, puteai să cumperi și 5 tranzistoare de alea de la alt deținut. Că mulți n-aveau cafea, n-aveau țigări, erau arestați, familia nu știau de ei sau i-a arestat fără bani, știi, amărăciunea lumii. În momentul când l-au arestat, omul ce s-a gândit? Ce, băi nene, fac o bombă, când mă duc la vorbitor, eu pun la avocatul meu pe gât și așa o să leau o state și așa o să fiu liber. A făcut două bombițe din tranzistoarele alea. Una a lăsat-o pe masă în celulă și una a luat-o cu el. S-a dus la vorbitor, nu știu cum a reușit să ajungă cu bomba aia artizanală la el, acolo și la vorbitor, probabil că ei au fost mai neatenți, el să ginise cum e treaba. Când a intrat într-o cameră unde trebuia să stea de vorbă cu avocatul, i-a pus o hârtie în mână să citească la avocat. În timp ce avocatul citea, el a băgat bomba aia pe gât și a zis, nu te mișca că apăs pe buton și îți bubuie fața. Ăla a înlemnit când a auzit că are o bombă pusă de gât. Avea bomba la gât și era ca un câine cu zgardă. În momentul ăla s-a dat alarma, a venit iarăși GSG, trupele speciale, antiteror.
parlamentar, nu știu ce, nu reușea. El vrea să iasă cu ăla, să-i dea o mașină să fugă și cu ăla. La un moment dat, ăia au riscat. Poliția a riscat, a intrat pe ușă în viteză, în masca de la GSG, s-a aruncat, dar în loc să arunce pe el, s-a aruncat pe avocatul lui. El a dat drumul la bombă, i-a luat ăla fața foc, a bubuit bomba aia, stai, dați seama, ăla a început să urle, anarhie, nu știu ce. Ăia, poliția în debandada aia, în anarhia, l-au confundat pe el, au zis că el e avocatul. Și l-au luat, l-au scos de acolo și se chinuiau să stingă pe avocatul. După aia avocatul i-a dat în judecată și pe șeful poliției și pe ministrul bavarez, pe toți i-a dat în și a cerut milioane de spăgubiri că i-a bubuit bomba aia în față, că ea n-au procedat ca lumea. Puteau să-l lase și un lunetist putea să-l împuște sau să-i tragă un umăr sau ceva la modul ăsta. Deci a procedat prostește. Și pe el l-au dus GSG 9, mascația, l-au dus până la spital și atunci, în momentul când el vrea să fugă pe geamul sau pe ușa unui spital, acolo la spital, de-abia în momentul ăla a venit telefonul de la Pârnaie, bă, vedeți că ăla e criminalul, nu e avocat. Și a avut ghinion, știți? După aia, un alt personaj care era acolo era celebrul Dimitri Todorov. Cine era Dimitri? În 74 a fost prima mare luare de ostate tot la München, în Bavaria. Dimitri, care era din tată bulgar și mamă nemțoaică, era un băiat foarte inteligent, dar ce l-o fi pus? A intrat cu un tovarăș de-a lui, Rammelmeier, au intrat într-o sucursală a unei bănci bavareze, ăla cu pistolul, el cu mâinile goale, deci cam aiurea, dar mă rog, a ținut. Era prima mare luare de ostatici în München, în Bavaria. Poliția a procedat aiurea, că până la urmă a ieșit cu morți, a ieșit cu catastrofă. Au intrat acolo, au cerut banii, în momentul ăla s-a dat alarma, a venit poliția, a înconjurat banca. Mașina lor de fugă era în stradă, un BMW. Ei ce au zis? Dimitri a rămas înăuntru să ia sacii cu bani, Rammelmeier, tovarășul lui, a ieșit cu ostatica, cu pistolul la cap, să se ducă spre mașină. A ieșit, a intrat în mașină cu ostate, că a împins-o pe locul pasagerului, el cu pistolul la capul femeii. În momentul ăsta poliția a clacat, au făcut o prostie imensă, au dat drumul la mitralier, l-au ciurit și pe tovarășul lui, pe Rammelmeier, și pe ostate, că au ciurit complet BMW-ul ăla, l-au făcut numai găuri, și după aia au mințit că Rammelmeier a omorât-o pe femeia, dar și el era ciuruit de gloanțe și femeia. Deci poliția a tras în prostie, a omorât-o și pe ostatecă și pe Rammelmeier. După aia, normal, Dimitri, care avea saci de bani, dar n-avea niciun pistol, l-au sărit pe el, l-au legat și pentru că Rammelmeier fusese asasinat, i-au dat pedeapsă la greu lui Dimitri, dăduse pe viață. În Germania, când ai pârnaie pe viață, trebuie să execuți 21 de ani la cap. După 21 de ani intri în comisia de liberare și automat prima comisie îți mai dă 2 ani, că mergi la comisia din 2 în 2 ani, nu e ca în România, după 6 luni, după 8 luni, după un an, în Germania din 2 în 2 ani, e păsărite. Și Dimitri a mers 21, a făcut 23, nu știu, mi se pare că până la 26-27 l-au liberat. Cazul lui a fost așa de celebru că s-a făcuse o mare scandal în Germania, că oamenii a zis, bă nene, cum i-ați dat lui ăsta pe pușcărie, pe viață, că n-a omorât pe nimeni, n-avea nici pistol, tovarășul lui avea pistolul, l-a șciuruit și pe ăla și pe o statică și dați lui ăsta. De ce? I-au dat ca să scape ei, să se disculpe ei, că fusese o catastrofă a șefului poliției și a ministrului bavarez. Dimitri a ajuns așa de celebru că a scris o carte despre povestea vieții lui, s-a făcut un film de pe asta și și-a luat drepturi de autor și de la carte și de la film. E liber, nu mai țin minte de când, a făcut 26 sau 27 de ani, a fost liberat, nu știu dacă mai e în Germania sau s-a dus în Bulgaria, dar oricum e un om liber. Acum mi se pare că se ocupă ceva cu scris de cărți, ceva la genul ăsta. Și după aia, să vă mai spun un alt personaj cunoscut la Straubing. Cine credeți? Daniel Doboș. Cine e Daniel Doboș? Un fost legionar francez, că am dus cu pluta și cam scurt în bandă, se dătea mare pe acolo. Ce făcuse omul? Fugise din legiunea străină, venise pe undeva în Bavaria, cunoscuse un sicilian de 1,5 m, atât era de mare, 1,5 m, care vindea și el 3-4 kg de cocaină. Și el, în mintea lui cam scurtă, a crezut că ăla e mafia, boss și nu știu ce, s-a băgat garda lui de corp.
Ăla ce făcea? Dătea la 100 de grame, la 150 de grame, dar la droguri toți care sunt dealer sunt și consumatori. Îți dai seama, când au văzut ăia 30-50 de grame, 70 de grame de cocaină, a băgat nasul în ea, știi, și au făcut viața frumoasă. După o săptămână, două, s-a dus ăștia să ia banii, doboși. Ăia, bă, că să vezi că o fi, ăia o trăsese pe nas de bucurie că a dat o marfă, știi? Și i-a zis lui italianul, bă, frate, ce face? Ăia a luat marfa, dar n-au bani. Ce mierlește-i? I-a luat pe doi dintre ei, i-a dus în pădure pălând și i-a omorât într-un mod sadic. A luat pârnaie pe viață în Germania, cilianul ăla, Salvatore, îl chema. Ce crezi că s-a întâmplat cu el? Că dacă era mafia boss, nu-l atingea nimeni. Era un pârlit de sicilian de 1,5 meters, că țin minte la un moment dat, toți sicilienii lui au intrat peste el în celulă, l-au bătut măr și au furat toate borcanele de cafea, se numea bombă în Germania, borcanul de cafea se numea bombă. I-au furat toate borcanele de cafea, tot tabacul, de că acolo că nu sunt monede, moneda de schimb e în cafea și în tutun. I-au furat tot tutunul și l-au și bătut măr. Ce mafia boss, și el la un moment dat șmecherea de la USR, care se cred deștept, l-au pus președinte 2 săptămâni până au descoperit presa că el avea 2 crime sadice în Germania și l-au mazilit. Și el mințea cu nerușinare că, domne, am fost garda de corp a unui om de afaceri, adică drogangiul ăla era om de afaceri, piticul ăla. Și a trebuit să trag nu știu ce, că dacă nu ne împușcau, era vrăjeală, mințea ca un nesimțit. Avea și niște tendințe de-astea, mai așa că la un moment dat își luase o fetiță. În pârnaia de la Straubing era omul și celula, nu e ca în România la grămadă. Acolo fiecare om are celulă, deci pe fiecare casă, și pe casa 1 și pe casa 2, erau vreo 2 celule care aveau 3-4 paturi. Acolo puteai să te bagi dacă erai cu fratele tău arestat sau cu tovarășul tău sau cu o rudă, sau să băgau băieții care erau pe invers să-și facă viața frumoasă. Și el își găsise o fetiță, tot un român, tot un bucureștean, își luase fetița și ședeau amândoi, își făceau viața frumoasă într-o celulă. Mă mir cum inteligența de la USR au putut să facă o asemenea greșeală, dar se mai întâmplă. După cum știți, când mai aveam vreo 2 ani de pedeapsă, am reușit să evadez de la închisoarea aia de maximă siguranță de la Straubing, împreună cu italian care era mai tânăr, l-a luat cu mine să mă ajute. Am dat acolo o șpagă în lănțișoare de aur, niște mărci germane, și cineva mi-a furat o bucățică de pânză de bonfire de la ateliere, unde se muncea și cu pânze de bonfire, care se mai rupeau din când în când. Mi-a furat o bucățică cât să tai gratia în 2 nopți. Am ieșit cu italianul ăla, pentru că Straubing e într-o depresiune, și începând de prin septembrie-octombrie până pe martie vine ceața în valuri, așa, deci în valuri că nu vezi, deși erau lumini peste tot în curtea pârnăii, nu vedeai mai mult la 6-7 metri pe lângă lumina aia. Ăla care era păturelă vedea lângă el la câțiva metri, mai departe era ceață completă. Am ieșit noaptea acolo, am tăiat gratiile, curtea era a noastră, că deja controlul, treceau tura, 2 gardieni făceau tura, dar la 3 sferturi, la 1 oră, după ce își beau cafeaua, mai dătea o tură până curte, dar curtea era imensă. După ce trecea oia, am ieșit și noi, era curtea noastră. Am mers la gard, înainte de zid, era un gard, o plasă de aia de sârmă, de vreo 2,5 metri, care avea alarmă pe ea, de la 40 de chile dătea alarma, pentru că până la 40 de chile nu dătea, pentru că mai s-a așezat cât o cioară, cât un fazan sălbatic pe ea, și numai de la 40 de chile, când ne-am urcat noi pe ea, a început alarma. Am fugit repede la zid, eram pregătiți, aveam o stinghie mare așa de fag, legată cu o greutate la un cap, am aruncat-o italianul ăla peste zid, din prima nave a venit înapoi, am mai aruncat odată, a trecut de zid, și în momentul când pui o pârghie peste zid și ai o greutate aici, nu se mai întoarce niciodată înapoi. Am trecut eu primul peste zid, am întors-o invers, mi-am dat drumul pe partea alaltă, după aia și italianul a trecut, s-a tras după noi, dar nu știu dacă au tras în noi sau în aer, dar s-a tras, dar nu ne-a rănit nici pe mine, nici pe italian. De altfel, foișoarele pe zona aia pe unde am evadat noi erau la vreo 350 de metri, deci unghiul ăla e greu să nimerești pe cineva pe un unghi de o lungime de 350 de metri, decât să tragi în rafală de la stânga la dreapta sau de sus în jos, n-ai cum, e aproape imposibil. Am avut noroc, am scăpat,
Am făcut marș forțat câteva nopți spre frontiera elvețiană, acolo ne-am despărțit. Eu am luat-o spre partea franceză, spre Geneva, el a luat-o spre partea sud-estică, unde era minoritatea italiană, că avea un frate acolo sau un văr, s-a dus, ne-am despărțit. După aia vreau să mai vă spun și cu celebra tortură albă. În fiecare casă erau patru celule băgate între două aripi ale pârnăii, ale casei. Acolo erau două celule de izolare, se intra de pe culoar de afară, erau la etajul întâi, pe stânga și dreapta erau două de bara, veneau celulele, după aia venea o cameră de baie în centru și după aia, în momentul când erai la izolare, ți se dădea mâncare, ți se dădea cărți, te scotea o oră pe zi singur cu un gardian sau cu doi în curtea pârnăii, după aia ți se dădea un mic radio dacă vroiai să asculti muzică, un tranzistor de la, și când bateriile nu mai aveau putere, le dădeai la prânz înapoi și seara avea un aparat de la încărcat, seara ți le aducea încărcate și mai mergea 2-3 zile, după aia iar dădeai. Ți se dădea cărți câte vroiai, era urât pentru că începând de la 5 ani nebunești dacă nu vorbești. Omul dacă nu vorbește, e o ființă socială, dacă nu vorbește, nebunește. Și asta era scopul. Tortura asta albă, cum se numea, a fost, celulele astea au fost făcute pentru teroriști, dar la un moment dat teroriștii ori erau împușcați, ori arestați, ori erau pe fugă și se foloseau pentru deținuții de drept comun. Țin minte când am făcut o revoltă acolo la sfârșitul anilor 80, pe mine m-au ciomăgit, dar m-au rupt și pe alții, bineînțeles, și m-au băgat la izolare. Am stat un an și ceva, am stat la izolare. Nu vreau să mai mă scoată de acolo, a trebuit să mă taie aici la mână, să mă scoată, nu știu ce. Era brutal, era o formă, cum să zic, inumană, un dispreț total pentru ființa umană, un fel de distrugere masivă fără să te atingă. După aia, cum v-am zis, era și secția a treia, psihiatria, unde dacă făceai ceva, te băga acolo, sau unii basculau, unii o luau razna pe pereți, îi băga la psihiatrie, acolo să, dacă făceai urât, îți dătea beton șpriț, adică injecția de beton. V-am zis, asta a rămas de pe vremea lui Hitler, că erai zombi, după aia 6 luni cu buletinul în față, nu mai știai cine ești, erai legumă. Am văzut oameni care au primit aia, chiar și un român care a fost după mine acolo și l-am întâlnit la Jilava, un bombardier, se bătuse cu niște ruși, mi se pare, și l-au băgat acolo, i-au făcut beton șprițe și zicea că 6 luni nu știa cum îl cheamă. Știi? Și de-abia acum a început să e urâtă de tot injecția aia. Țin minte că și un român de-al nostru care a venit după Revoluție, au venit mulți români, un băiețaș Marian care fusese pe la Dinamo judocan și fusese campion Balcanii, stă pe undeva pe la Mihai Bravu, să luase cu ea de pârna aia, n-avea mascat, dar avea o grupă de siguranță, știi, aia, pe noi străinii ne cam șicanau, că erau cam rasiști, așa să zic, cu mentalitatea de aia nazistă. Și s-a luat cu ea în gură și la un moment dat i-a bătut pe toți patru, că erau patru, i-a băgat pe toți cu capetele în pereți, până la urmă au venit 8-9 inși, l-au imobilizat, l-au dus la casa a treia acolo, la nebuni. Acolo și-a un felcer de la un infirmier, își mechera și l-a luat de guler așa, când l-a luat de guler deja era în cap, știi, l-a luat de guler să-l ducă să-l bage în celule, erau, și acolo erau niște celule. Ca la nebun, că am stat și o dată acolo, că le-am demolat o celulă, de-aia că la Straubing ușile celulelor se deschideau pe interior și din la interior puteai să blochezi ușa, trebuia doar vizeta să bagi un cuțit de tablă acolo să nu se mai deschidă și după aia demontai tot patul și blocai ușa cu patul ăla, sprijinai pe un calorifer care era întotdeauna lângă ușă și odată le-am demolat, le-am scos și caloriferul ăla, l-am demolat complet. Și dimineața a început să vină apă și crescuse apa la vreo jumătate de metru în celulă și eu ședeam în apa aia, era nasol că trebuia să stau cu nasul pe geam, că începuse să vină aburii cald și mă sufocam. Și cum blocasem vizeta, nu putea iasă și blocasem și ușa, până la urmă a venit cu un berbec de la o spadă, ce negreanule, ce vezi că spargem ușa, bine, și a spart ușa, când a spart ușa, toată apa aia a luat-o pe culoar, știi, 50-70 de centimetri de apă, a luat-o pe culoar până jos, era numai apă. Și m-a dus la casa a trei, de acolo am stat liniștit, că știam că îmi face injecția aia, știam că e urâtă, și m-a băgat într-o cameră cum e la nebun, numai salteaua, WC-ul fixat în perete,
când îți făceai treaba la WC, trebuia să apeși pe buton să vină ăla să tragă apa, deci n-aveai absolut nimic, aveai un prici de la de beton, pe el o saltea de aia foarte bine cusută ca să nu poți să o rupi, geamurile închise ermetic, murai de căldură acolo, vara era crimă și pedeapsă, că am nimerit și pe la arest uneori. Și era îngrozitor la arest vara cu geamurile blocate, mirosa WC-ul, cum vă puteți închipui, n-avea aer, simțeai că te sufoci și erau greu de dăștit geamurile alea de la izolare, pentru că trebuia să te chinui cu șurubele, cu nu știu ce, avea niște chestii, dar ei aveau o cheie și le deschidea, dar tu ca deținut când se dai acolo, m-am chinuit, până la urmă a reușit să le deschid, dar trebuia să le blochez când dătea mâncarea și deschidea ușa, să uitea dacă geamul e închis și îl blocam așa provizoriu ca să nu vadă ei, după ce dătea mâncarea și pleca, îl deschideam că nebuneai, pentru că erau gratiile și peste gratii mai era o plasă ca de muște așa și nu intra aerul aproape deloc, era îngrozitor. După aia când am stat la casa 3, v-am zis că am avut și o aventură cu doamna doctor. Era o doctoriță care și ea era cam scurtă în bandă, era așa puțin cam aiurea, cred că în general și psihiatrii se cam duși cu pluta, știi? Și știam de la alții că merge la o glumă, știi? Și la un moment dat, când am prins un moment că nu era infirmierul șef lângă ea, zic, vină-o pe la mine. Ce ai că vin diseară? De ce? Uneori se făcea tura de noapte și rămânea ea cu un infirmier acolo. Și îl trimitea pe infirmier la spital, care era la vreo 200 de metri, să aducă medicamente, nu știu ce, pansamente. Și aș făcea de cap cu deținuții și într-o noapte a venit și peste mine. Mă rog, e foame de femeie la pușcărie, cum știți și voi. A fost o managerească, femeia arăta bine, avea vreo 40 ceva, înaltă, blondă, calentoasă, ochii albaștri, prezentabilă, atractivă, deci asta e viața. Camarad, v-am spus niște amintiri din pușcării din Germania, sper că v-au plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem pe mai departe umăr la umăr precum catarii. Pa, camarazi!